Multe dintre trecerile de pietoni din oraș au fost desființate sau mutate în decursul anilor, însă pe asfalt au rămas marcajele specifice zebrei. Astfel, pietonii se bazează pe desenul de pe șosea atunci când traversează și de multe ori își pot pune viața în pericol. Autoritățile locale spun că pentru siguranța lor, oamenii ar face bine să se asigure atunci când trec strada și mai ales să se uite și după indicatoarele care marchează trecerile de pietoni. Marcajele de pietoni, în graficul nostru, noi începem să le facem undeva începând cu data și în funcție de vreme, în jurul datei de 15 aprilie, nu numai marcajele de pietoni și limitatoarele de viteză. Chiar dacă pietonii nu traversează prin locurile marcate corespunzător, oamenii legii avertizează că este bine ca și șoferii să fie atenți și mai ales toleranți cu toți participanții la trafic. Obligația pietonilor înainte de a traversa pe trecerile pentru pietoni sunt obligați să se asigure înainte de a efectua această mișcare pentru a nu-și pune în pericol integritatea corporală ori a provoca anumite accidente rutiere. Există și pietoni care se bazează pe principiul am prioritate, deci dacă nu a oprit, e vina lui. Însă lucrurile sunt mult mai profunde de atât. Dacă nu vă asigurați corespunzător, riscați să fiți loviți de o mașină, chiar dacă aveați prioritate. În acest sens, polițiștii vă recomandă să puneți viața mai presus de concepțiile despre drepturile pe care le aveți.